Un român stabilit în Austria a încercat să jefuiască o tutungerie din Viena. Tânărul însă nu s-a așteptat ca proprietarul să fie prezent și să și opună rezistență. Înainte să producă vreo pagubă, hoțul a fost dezarmat și bătut de patronul tutungeriei. Cu câteva momente înainte de ora închiderii, un austriac în vârstă de 56 de ani, proprietar al unei tutungerii din Viena, a fost atacat de un tâlhar de origine română. Tânărul în vârstă de 19 ani a intrat în prăvălie înarmat cu un pistol cu care l-a amenințat pe patronul tutungeriei. Austriacul însă nu și-a pierdut cumpătul cu una cu două. Bărbatul l-a lovit peste mână pe român și imediat l-a dezarmat. Cei doi s-au luat la bătaie, iar proprietarul tutungeriei a luat arma de pe podea și s-a năpustit cu ea asupra atacatorului. În timpul încăierării, austriacul l-a lovit în cap de două ori pe hoț, după care patronul prăvăliei l-a închis pe român în toaletă și a chemat poliția. Polițiștii au intervenit imediat la fața locului. Românul, în vârstă de 19 ani, a fost arestat fără rezistență de către agenții austrieci și se află în arest. Nu a fost precizat dacă arma găsită era adevărată sau dacă era încărcată.